Bună seara, alături de dumneavoastră mă bucur și eu că a sosit, e greu de spus, momentul zero din moment ce vorbim de 2014. Sunt unul din cei care consider că seara aceasta ar trebui să fie cea mai lipsită de importanță și de aici înainte atât de mult să se implice ProDocens în lucrări frumoase, că să spunem lansarea a fost superbă, dar ce a venit după ea a acoperit totul. Îmi propun să fiu unul dintre cei care să-i ajut nu doar în ziua sărbătorii, ci să-i ajut de fiecare dată când vor avea nevoie, în orice domeniu, cu precizarea că mă rog lui Dumnezeu, îmi propun să particip, să-i sprijinesc, niciodată să nu renunțe la valorile creștine, așa cum sunt ele prezentate în Sfintele Scripturii. Și cel puțin la fel ca până acum, coerent, clar, cu mult curaj în națiunea noastră, să nu ne fie teamă să vorbim deschis despre ceea ce suntem și ceea ce credem. La mulți ani ProDocens și să aveți enorm de mulți colaboratori, să nu puteți să-i încadrați pe toți în 24 de ore și să selectați atât de mulți, să luați the best din orice. Dumnezeu să vă binecuvinteze!